mai este nevoie. Mă duc și rog în justiță acolo. O să fiți filmat. Așa. Pentru ce? Prezentați-mi și mie un detent. De ce? Pentru legitimare. Pentru ce? Omule, trebuie să ai un temei legal să legitimezi. Așa da, fișă, ceri omului legitimare, ăsta i-a dus. Eu fac o plângere penală, pentru că mă legitimez fără temei legal, fără motiv. Care-i motivul că te-ai apropiat de mine acum? Care este? Da, care este motivul? Să vă... Temeiul, care este? Să mă vedeți? Uitați-vă! Nu știu că a purtat temeiul. Face scandalul, dar aduceți cuvinte jignitoare. Ui, cine? Persoanele care sunt jignitoare. S-a plâns cineva că am adus cuvinte jignitoare? Nu am auzit. Poftim? Nu am auzit. Ce ați auzit? Am trecut pe lângă dumneavoastră de 100 de ori și v-am auzit. Poftim? Am trecut pe lângă dumneavoastră de 100 de ori și v-am auzit. Mă înjur. Și de asta mă legitimați acolo. Da. Este o contravenție și avem tot dreptul să vă cerem un alt de identitate, atâta timp cât aduceți cuvinte jignitoare. Am înțeles, dar vă rog o să trebuiască după aceea să demonstrați că am adus cuvinte jignitoare, că altfel e hărțuire și deja câta oară mă hărțuiți și o să scriu plângeri. O să scriu plângeri de rând. Nu am buletin la mine, dar mă numesc Oleg Bregăs, născut în 26 octombrie 17. Ești totalitate de învinuire. Noi știm dreptul, știm facultatea de drept. Dar nu suntem creziți. Da, și articolul 32 alineatul. Eu privitesc facultatea de drept. 2 litera, aveți ce vă spun? Asta e hărțuire. Ce fac e hărțuire? Știu ce fac asta de drept. Aveți un temei ilegal. Dacă nu aveți temei ilegal, să am spus temei ilegal. Gata, au zis temei ilegal, că am înjurat. I-am spus temei ilegal. Noi nu jurăm. Noi ne apărăm. Noi știm mai apărăm. Vă apărați de cine? Noi au ordin să mă hărțuiască. Au ordin să mă hărțuiască. Și gata. Mai aveți treabă cu mine și m-am prezentat. Imediat să vă verificăm și numai să-l verifici tu, colegă. Dar eu, uitați-vă, cu veste de translator, s-a înregistrat acolo la cortul principal, cu date de buletin, cu obligația dumneavoastră ca cetățean. Care este? Ce obligație am ca cetățean? Să trăiesc fericit în România, dar văd că nu e posibil din cauza jandarmeriei și a poliției. Asta e obligația mea, să fiu fericit într-o țară europeană. Ce altă obligație? Sunteți obligați să o faceți. Și v-am spus, mă numesc Oleg Bregăs, v-am spus data naștere. Ia, poți să mă spuneți și mie, ca să vă pot verifica. Pe lângă asta sunteți obligați să aveți și cartea de identitate. Nu sunt obligat să am carte de identitate, nu știu unde ai aflat dumneavoastră. Ascult datele dumneavoastră, nume, cum se spune? 1973. Nume, prenume și data naștere. Bregă Oleg. Cine e? Brega Oleg. Încă o dată data nașterii, pentru că vă rog, nu mai vorbiți ca să auziți.